Mă bucur să te văd din nou. Am avut atâtea aventuri în spațiu în ultima vreme, încât aveam nevoie de o vacanță. Îmi place să mă relaxez pe plajele frumoase pe care le aveți voi aici pe planeta Pământ. Soarele îl face atât de plăcut și de cald. Aș putea foarte ușor să petrec toată ziua aici. Dar iată, uită, acum soarele a dispărut. Atunci când soarele apune, se face noapte. Privește toate stelele de pe cer. Putem vedea mii de aici. Știai că și soarele este o stea? Este steaua ta! Soarele răsare în fiecare dimineață și se face ziua. Toate stelele pe care le vedem noaptea sunt încă acolo. Dar pentru că soarele este cea mai apropiată stea de pământ și pentru că este atât de strălucitor, nu mai putem vedea stelele mai puțin strălucitoare, care sunt mai îndepărtate. Soarele ne dă lumină și căldură. Perfect pentru vacanța mea! De aici de jos, pare că soarele și stelele se mișcă în jurul pământului. Dar oare asta se întâmplă cu adevărat? Haideți să aflăm! Acțiune! Din spațiu putem vedea că pământul se învârte. În partea pământului care se află către soare este ziua. În cealaltă parte este noapte. Pământul se învârte în jurul axei sale. O linie imaginară înclinată care pornește de la polul nord și ajunge până la polul sud. De pe pământ pare că soarele și stelele se mișcă. Dar, de fapt, pământul este cel care se învârte. Deși nu-l putem simți că se mișcă, este o iluzie optică. Durează 24 de ore pentru ca pământul să facă o rotire completă, o zi și o noapte întreagă. Pe lângă rotirea în jurul axei sale, pământul orbitează în jurul soarelui. Durează 365 de zile și un sfert pentru ca pământul să facă o rotire completă în jurul soarelui.